Bună dimineața și bine v-am regăsit, o zi plină de soare, o zi de marți superbă, cu mult soare, cu multe cântece, doar aici, la Dimineți cu Cântec, împreună cu Roxana Birică, gazda dumneavoastră, evident, eu în această dimineață. V-am obișnuit deja, da? Surprizele la mine în platou sunt numai una și una, bunătățile sunt de asemenea una și una, dar până ajungem acolo vreau să vă mulțumesc pentru mesajele frumoase, pentru gândurile acelea deosebite pe care mi le scrieți în fiecare dimineață, pentru că sunteți alături de mine în fiecare dimineață și vă place tare, tare mult, nu doar voia bună, ci și Dimineți cu Cântec cu Roxana Birică. Să știți că în fiecare dimineață când plec așa de acasă, mă gândesc, băi, cum să fac să le ofer telespectatorilor mei energie, să le dau așa un start de dimineață, să intru cu soare, cu zâmbet, cu... Eu sper că dumneavoastră aveți cafeaua pregătită sau ceaiul după preferință și vă uitați așa la mine în fiecare dimineață, vă luați doza de energie și aveți pentru toată ziua, dar rămâneți pe Edno toată ziua pentru că colegii mei au pregătit piese, emisiuni, una și una, emisiuni de colecție, muncim, deși este vară și anumiți interpreți pleacă pe la mare, se plimbă, pleacă în călătorii, în vacanțe. Noi suntem aici, alături de dumneavoastră, vă pregătim pentru dumneavoastră cele mai minunate emisiuni cu de toate, cu artiști, unul și unul, invitați de seamă. Eu nu vorbesc foarte mult sau vorbesc de obicei dimineața, dar să știți că atunci când vorbesc știu exact despre ce spun și dacă o să rămâneți alături de mine, o să vedeți ce persoane minunate am astăzi, ce artiști desăvârșiți am astăzi și cum și-au făcut ei timp așa între vacanțe să vină la noi în platou cu cele mai noi piese. Dacă vă aduceți aminte, acum ceva timp domnul George Rotaru a venit și a spus că vrea un cui al dânsului la noi în platou să-și pună pălăria și până pleacă la mare, l-am sunat și i-am zis așa, domnul George Rotaru, v-am pregătit cuiul, trebuie să veniți cu pălăria, să punem pălăria în cui, să vedem planurile de vară, să știu pe unde vă prind vara aceasta, pentru că domnul George Rotaru are un program foarte încărcat. Însă în această dimineață, surprize, surprize, domnul George Rotaru, bună dimineața! Bună dimineața, Roxana, și uite, mă bucur că suntem din nou împreună. Apropo de cui, uite cuiu. V-am spus? Am găsit cuiu. Pălăria stă foarte bine la loc de cinste și mă bucur că uite și în această dimineață bem cafea împreună la matinali și mulțumesc fetelor care de fiecare dată când mă văd, domnul Rotaru, beți o cafea cu Roxana totdeauna. Mulțumesc foarte frumos, mult. Eu vă mulțumesc. Și Alexandre, mulțumesc pentru invitație. Eu văd acolo niște... Ce ai acolo în farfurioara aia? Ei, domnul George, să știți frumos că de ultima oară când ați fost la mine în platou, eu am învățat să și gătesc. Și această minunăție... Sunt făcute de tine sau de mama ta? Vreți să mințim mari... poporul cu televizorul sau să fim cinstiți? Nu ne aude nimeni? Nu ne aude nimeni, să știi. Nu. Telespectatorii nu aud acum. Nu. Este făcută de mine cu privirea și... Și cu mânuțele lui Mariana Birică, da. Orice mare șef bucătar are ajutoare. Eu așa îi spun. Doamnă și domnilor, vreau să vă spun că 18 ani în urmă când am venit în România, prima dată din America, am avut onoarea și privilegiul să iau masa la Mariana, dar n-am fost pregătit să iau masa. Am fost pregătit să-i văd expoziția, colecția extraordinară de costume populare. Și, mă rog, pe atunci era la început, avea undeva la 50-60, acum am ajuns la 400 și. Deci n-am mai fost, mai sincer să știu, n-am mai fost de atunci, dar am fost impresionat și atunci. Vă așteptăm totuși cu drag. Dar să știi că după ce am văzut frumusețile acelea de costume, Mariana ne-a invitat la masă și a rămas... Și acum mai am izul acela de sarmale mi-a dat, cu mămăligă și am mâncat cozonac. Și acum aici ce e? Ia să vedem ce... Dumneavoastră facem așa. Dumneavoastră gustați din plăcintă, eu le ofer telespectatorilor rețeta ca să nu am discuții așa. După aceea, domne, cum ați făcut-o, cum ați aranjat-o. Eu v-am pregătit un material, am fost acasă la Mariana Birică. Cu carne, cu da, ce să mai vedem imediat rețeta, că nu știu să vă spun exact. Ia să punem mai sovadă și sigur, revenim după rețetă, domnul George Rotaru degustă și venim cu impresii la cald. Dimineața
tuturor, iată suntem cu bunica și bunica face bășintă cu cane. Vă așteptăm dimineață cu cântec, cu mami, cu o canabică, cu mami înseamnă. O nouă zi, o nouă rețetă. Bunica, nu pot să stau, trebuie să ne spunem bunica ce a pus acolo deja în tigaie. Pe eu prima. De la început. De la început, dar ce are bunica acolo în tigaie? Ceapă. Ceapă. Carne. Carne. Și ciuperci. Și tuperci. Ce carne face? Avem? Facem plăcintă cu carne. Plăcintă, dai plăcintă. Plăcintă cu carne, dar ce carne folosim, bunica? Uite, să le spunem telespectatorilor ce carne folosim. De regulă plăcinta cu carne se face cu carne. Da, și de la început. Ia, mama. Nu mai zici de la început. Hai să ne înțelegem o secundă. Bunica ne povestește ce carne a folosit și tu o să faci cu bunica. Da. Hai, bunica, uite, ne spui tu ce carne ai folosit. Uite, am folosit carne, de regulă plăcinta cu carne se face numai din vițel. Dar fata mea, care nu-i place numai cu vițel, am pus și puțin porc. Da, pentru că eu știu așa, cea mai bună legumă este porcul și atunci folosim și legume în plăcinta cu carne. Și am tăiat 3-4 cepe, ca la tocană, ca la cum facem mâncare, ca la ciorbă. După aceea, carnea tocată de vițel. De vițel. Și ciuperci. Eu fac ceva. Îmi place să pun și ciuperci la plăcinta de carne. Sare, piper, ce condimente folosim? Sare, piper, exact. Sare, iar piper, cantitățile? Și cimbru. Nu, din ochi, eu nu fac cu cantități, n-am sute de grame, că nu fac rețetar pentru cârciumă. Fac pentru casă și fac totul din ochi. La ochi toate puse. Pune-mi bine, la uite, așteptăm pe bunica să ne spună dacă avem voie. Ce avem aici în... ce piper avem aici? Piper. Piper negru? Da. Se condimentează carnea cu sare, cu piper, după sare, gustul... Sare, piper și puțin cimbru, stați așa, că piper. Imediat... Ca să sară carnea din tigaie, ca să iasă bună plăcinta, dacă mă întreb pe mine. Dacă o întreb pe bunica, s-ar putea să ne spună că ea pune sare și piper ca să iasă plăcinta bună. Dacă o întreb pe mami, mami îți răspunde cum știe ea, pentru că recunosc, eu nu știu să fac plăcintă cu carne, însă... Că n-am învățat. Da, și tocmai... Și eu o să învăț, că mă învață bunica. Păstrează-o ca să poți să-ți dau carne să împachetezi și tu nu mai rupe. Păi, ca să facem treabă bună. Foile de plăcintă sunt foi cumpărate, dar putem face și cu... Și în casă, dar a fost în scurt, așa că m-am pomenit cu voi la poartă și trebuia să fac ce am acasă. Dragii mei, carnea este gata, ingredientele din carne sunt gata, am adăugat 2 ouă. Pentru că, de regulă, la plăcinta cu carne nu știu dacă se pune, eu nu știu, n-am rețetarul, dar după mine și când cumperi de la... Da, putem să-l punem în timp ce ne spui. Nu, putem să punem în foi, sănătos. Așa, ca să nu se... dezlipească, să nu se sfarme carnea, oul îl leagă și n-are ce să facă rău oul la plăcinte. Să recapitulăm. Ciuperci, cam câte ciuperci la un kilogram de carne? Câte vrea omul. Poate să pună și un kil, că nu strică. Dar poți să pui și mai puține, fiecare cât vrea. Cât ai pus tu, de exemplu? Nu cât vrea, cât am pus noi astăzi. Eu am pus numai de kil. O jumătate, la un kilogram de carne, o jumătate de kilogram de ciuperci. 4 cepe mari. 4 cepe mari. Și aici contează mărimea. Da, 4 cepe mari. Am pus ciupercile, carnea. Cimbru. Cepe, da, cimbru neapărat. Sare și piper. Sigur că da, o să vă rog să mai punem din carne, să și împăturim plăcinta, doamna Mariana. Este suficient, că după aia, dacă e prea groasă, nu se coace. Nu se coace, am înțeles. Da. O punem în tavă, o ungem cu ou. Ați văzut că știu?
Ungem și tava cu ulei. Eu o să fiu bucătarul șef de fiecare dată când gătește mama. Eu vă spun ce trebuie făcut. Nu-i așa, îmi place, eu îi spun ce să facă și ea face. Nu, mami? Da. Da, așa face bunica. Da, vă iubesc. Vă iubim, să știți. Nu? Amândouă. Și bunica. Și cine este cea mai tare bucătăreasă din casă? Toată lumea. Toată lumea. Am zis că scot așa un pic. Deci să știți că și eu gătesc foarte bine și o să vedeți lucrul acesta. Bunica vrea să gătesc eu. Miriam își dorește să gătească și ea. Între timp bunica pune plăcinta în cuptor după ce este gata, după ce o împăturim și revenim cu rezultatul final. Dragii mei, plăcinta este gata, dacă nu mă credeți pe cuvânt, este foarte, foarte bună, se vede pe la rochile mele, toată mâncarea făcută de mine și de bunica este bună, nu-i așa, Miriam? Da! Da! Am și aprobarea. Mai spui imediat, lasă-mă să mulțumesc telespectatorilor că ne trimit mesajele acelea frumoase pe pagina de Facebook Etno. Să știi că ai foarte multe recenzii bune la restaurantul tău aici din București. Vă așteptăm și pe dumneavoastră să ne trimiteți idei. Restaurantul Mariana Birică. Sigur că da, restaurantul Mariana Birică. Vă așteptăm pe dumneavoastră să ne trimiteți idei. Dacă vreți să ne mai gătească ceva Mariana Birică, nu pot să spun că o să-l gătesc. Și Miriam. Și Miriam, da, și Miriam este o bucătăreasă desăvârșită. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și la această dimineață, iar mâine dimineață nu trebuie să ratați rețeta specială. Este ceva deosebit. Nu, știți că eu nu dau detalii, doar vă arăt și se concretizează. Vă pup! Foarte bună, se pare. Este extraordinar de bună, aș putea spune, după reacția domnului George Rotaru. Americanii spun, mă scuzați că nu vorbesc cu gura plină, oh my God! Oh my God! That is delicious! Acum am înțeles. Ați înțeles, nu chiar de acolo. Și acum am înțeles și pe mine de unde silueta aceasta cu colăcei pe dreapta și pe stânga. Cui se datorează? Nu prea, arăți bine, te-ai îmbrăcat în negru, maschezi, eu nu se vede, te-am văzut, o să te vadă lumea și în picioare, arăți extraordinar, să știi. Domnul Rotaru, în fiecare dimineață, și atunci cum să nu se bucure lumea de energia ta pozitivă? Și uite, în această dimineață și de-a mea. Vă mulțumesc tare mult că veniți alături de mine și oferim așa energie, împărțim iubire, dar mai ales cântece frumoase. Eu v-am arătat ce am făcut. Spuneți-mi dumneavoastră ce faceți, unde plecați? Deci, la mare. La mare, sunt la mare foarte curând, la Venus, în grădina aia extraordinară. Deci, doamnă și domnilor. Nu-mi place deloc la mare, la Venus, în grădină, nu, eu nu, la soare. Doamne, dacă ferește. Veniți în Venus și mergeți pe promenada aceea, o să vedeți o locație extraordinară, dar o să vă sare în ochi panou, afișul cu George Rotaru, cu Simona Florescu de Chisianu, cu Ioana de Chisianu, cu Raul. Deci suntem o rețetă de artiști, zic eu. De când începeți? Păi începem, curând. Curând? Imediat. Săptămâna aceasta. Săptămâna aceasta, da. Am înțeles. Ce să mai... Sunt la mare. Deci, și sunteți cu bagajele pregătite? Toate sunt făcute, tot e pregătit, doar să... Și ce facem cu pisica? Să știi că am un... uite, una mi-a murit, să știi. Am fost foarte și sunt încă foarte... N-am cuvinte. A mai rămas ochișor. Cea care s-a născut un ochi, a rămas fetița și am un vecin care le dă de mâncare și mai nou, să știți că nu mai doarme la mine, mai doarme la vecinul. Dom'le, el îi dă mâncare, știți cum e. Animăluț, dar rămâne totuși la mine în curte, la mine ogradă. În casă, în ogradă, da. Ce frumos. Nu, da, nu arată este... dumneavoastră la mare.
Poftim? Nu o s-o luați cu dumneavoastră. N-am cu să o la mare, pentru că ar trebui, ar însemna să o țin în cameră, ori ea este învățată în curte, să socializeze cu vecinii, cu lumea din jur. Cât stați la mare? Până se termină sezonul. Foarte bună întrebare. Până în septembrie. Până se termină sezonul. Anul trecut asta până în 18 septembrie. Vai de mine, domnul George, așa vacanță? Muncesc. Păi eu munciți seara, de seară. Și ziua? Și ziua... Plajă? Să știi că nu fac plajă. Nu faceți plajă? În schimb, în fiecare dimineață, umblu, merg pe jos, de la Venus până în Saturn, pe plajă, desculț, dus întors, mă duc la micul dejun și urmează... Să înțeleg că asta este secretul tinereții dumneavoastră, mersul pe mersul jos. Mersul pe jos și de-abia aștept... asta se întâmplă la vara, la mare. Exercițiu pe malul mării, este acolo, am mai filmat noi cu Edno, o conductă de unde curge apa cu sulf și lumea își dă în cap, își dă pe corp, își dă pe picioare, știu, cu sulf. Ceva extraordinar, am înțeles, că face bine, face bine. Eu am înțeles cum stă treaba, da, de sus până jos. Ne vedem la Venus, la băi de cu sulf. Eu vă aștept pe toți la o cafea, la show. La un pahar, da, să nu spuneți de două ori, pentru că dacă ne mai spuneți o singură dată, eu ajung înaintea dumneavoastră. Pentru mie nu trebuie invitația de două ori. Roxana, la mine dacă am spus da, e da. Dacă am spus nu, mai bine nu spun. Perfect, și? Poate în weekend vă fac o vizită și le aduc spectatorilor mei poze sau filmulețe, să vadă lumea cum se distrează domnul George Rotaru. Cu mare drag. Cum încântă publicul, cu pălărie, cu... Ce să mai... Cu melodii de dragoste, cu melodii de vară. Mai ales de cu melodii... dragoste, da. Că vara la mare ne îndrăgostim. De dans, de petrecere. Și dacă tot nu am ajuns încă la mare noi, vreau să-mi cântați în această dimineață, nu doar mie, și telespectatorilor mei, o piesă de dragoste, pentru că aveți piesele acelea superbe de tu așteaptă-mă dragoste. Noapte, tu așteaptă-mă în zi. Da, vă aștept, domnul George Rotaru, până în septembrie, cântăm? Dar până atunci vă rog frumos să cântăm. Dragii mei, pe dumneavoastră vă aștept doar aici la Etno în fiecare dimineață, la Dimineți cu Cântec, dar până mai vedem ce mai facem vara asta, o să ne ofere domnul George Rotaru o piesă de dragoste superbă. George Rotaru. Ce păcat că sunt departe, ce păcat că nu te văd. Azi o lume ne desparte, întâlnirea o aștept. Va mai trece încă o vară, va mai trece încă o zi. Viața este numai una, viața-i pentru a iubi. Dar tu așteaptă-mă în noapte, tu așteaptă-mă în zi. La tine eu să știi din nou voi reveni. Ca tine alta nu-i lume, ca tine alta nu va fi. Tu ești icoana dragoste, te voi iubi. Ca tine alta nu-i lume, ca tine alta nu va fi. Tu ești icoana dragoste, te voi iubi. Te-am visat, iubit-o iar, mult mi-e dor de chipul tău. Hai să întoarcem primăvara, fără tine mi-este greu. Mult mi-e dor de-a ta leșoapte, mult mi-e dor de-al tău sărut. Eu am să mă întorc, iubito, s-o luăm de la început. Dar tu așteaptă-mă în noapte, tu așteaptă-mă în zi. La tine eu să știi din nou voi reveni. Ca tine alta nu-i lume, ca tine alta nu va fi. Tu ești icoana dragoste, te voi iubi. Ca tine alta nu-i lume, ca tine alta nu va fi. Tu ești icoana dragoste, te voi iubi.
Tu așteaptă-mă în noapte, tu așteaptă-mă în zi, la tine eu să știi din nou voi reveni. La tine alta nu-i lume, la tine alta nu va fi, tu ești icoana dragostei, te voi iubi. La tine alta nu-i lume, la tine alta nu va fi, tu ești icoana dragostei, te voi iubi. Dar tu așteaptă-mă în noapte, tu așteaptă-mă în zi, la tine eu să știi din nou voi reveni. Ca tine alta nu-i lume, ca tine alta nu va fi, tu ești icoana dragostei, te voi iubi. Ca tine alta nu-i lume, ca tine alta nu va fi, tu ești icoana dragostei, te voi iubi. Vai, așa iubire! Da, cât adevăr în textele mele, da? Foarte mult adevăr, să știți, dar în același timp am suferit așa un pic, să știți, când mi-ați spus să vă aștept, pentru că o să vă aștept până în septembrie, domnul George Rotaru, și gândindu-mă așa cât timp mai e până în septembrie... Stai puțin, dar n-ai zis că vii la mare și nu ieși înainte, dar eu v-aș te aștept și acolo. Să știți că vin și pe singură. Tine și toată echipa, nu? Și singură, dacă echipa nu reușește să meargă cu mine, pentru că trebuie neapărat să vin să-mi cântați așa într-o seară. Deja când cântați acum, îmi imaginam așa cum se aud valurile mării, cum ne plimbăm. Imaginează-ți că locația unde cânt, grădina este superbă, plină, plină cu flori, scena este undeva jos, lângă piscină, iar publicul, în timp ce servește masa, în timp ce privește show-ul, vede marea. În spatele nostru este marea. Și când e lună plină, este superb. N-am cuvinte să spun ce frumos, ce atmosferă extraordinară. Cereri în căsătorie ați avut pe acest peisaj, așa? Ați avut vara trecută? Păi parcă numai vara trecută. Nu știu, eu am zis așa de vara trecută. Parcă numai vara trecută. Să știi că am solicitări, dar m-am țins. Nu? M-am țins. Și eu nu mă refeream la dumneavoastră, că dar aveți cine? Tot timpul din lume până la cererea în căsătorie. Dar la cine te refere? Dacă în momentul în care dumneavoastră cântați. E bine și așa. E bine și așa. E bine și așa. Eu mă refeream dacă ați avut, nu știu, dintre spectatori, cineva care pe melodiile dumneavoastră de dragoste s-a așezat și a oferit Roxana inelul. Au făcut și copii. Au făcut și dumneavoastră. Au făcut și copii. Am chiar două cupluri care au făcut nunta la noi, le-am oferit ce am putut noi mai bun, așa, și am cântat și la botez. Copiii au fost concepuți la grădina și la restaurantul unde cânt eu acolo, deci ai avut dreptate, să știi. Am avut dreptate. Și în continuare, acele familii vin an de an. An de an. Deja copiii sunt măricei. Și la rândul lor poate fac nuntă. Acum cât o dat Dumnezeu. Că... Doamne ajută. Am făcut cei 70. Că tot am vorbit de dragoste. Da. V-ați îndrăgostit așa în perioada aceasta? Sau Nu. Nu? Nu. N-aveți timp. N-am timp. Sunt îndrăgostit de ceea ce fac. De meseria pe care o am. Mai e timp să știi și pentru. Nu pot să știi niciodată. Normal, la cei 18 ani. Exact cum am spus, au fost câteva cereri. M-am abținut să știu. A fost inelul subțire. Când cum a fost? Subțire, inelul. Da, subțire, inelul. Da. Că dacă este subțire, e cu serul pe lanțul de iubire, mai știm niște piese ce s-au cântat despre cereri. Exact, am lăsat-o așa mai moale, știi? Dar să-mi povestiți un pic despre ultima vacanță în America, pentru că dumneavoastră, teoretic, mergeți în vacanță în America. Da, mai mult în vacanță, da. Că, am o pensie, sunt pensionar din America, așa cum sunt pensionar și de aici. Mă duc în... mă mai duc pe la doctor, să știi, că de la o vârstă trebuie să ne controlăm, nu? Inima. Inima. Că iubim prea mult și atunci inima bate tare. Și bate tare și vreau să bată încă normal. Am înțeles. Așa, mă străduiesc. Cânt la un restaurant acolo de câte ori, la New York, de câte ori merg. Mă așteaptă și acum, în toamnă, iarnă, să vedem. Și mă simt bine la New York, să știi.
Știu că v-ați întâlnit cu destul de mulți artiști acum la ultima vacanță în America, printre care și doamna Maria Ciobanu, dacă nu greșesc. Da, Maria Ciobanu locuiește la Los Angeles. Am avut onoarea să cânt unei prietene de-a mele care a împlinit 80 de ani și pe care o știu de 32 de ani de când am plecat în America. Eu am stat în Los Angeles foarte mulți ani și Maria Ciobanu a venit mai târziu, mult mai târziu, dar domnia sa locuiește în Los Angeles și am cântat împreună. Am convocat-o, am cântat niște tangouri live. Deci tot timpul spune, eu mă retrag din artă, eu mă retrag, eu nu mai vreau să cânt. Dar de unde? Are Maria o voce la anii care are de ne pune pe gânduri, să știi. Da. Păi, știți cum e, că eu consider așa, nu te retragi când vrei tu. Cred că nu te poți retrage niciodată din lumea asta. Și niciodată nu poți să zici, gata, stop de astăzi, nu mai cânt. Atâta timp cât primești iubirea asta de la public, exact, care te ține în viață până la urmă. Că eu asta consider, un artist este ținut în viață de iubire. Un alt artist mare, o altă mare artistă care a trăit la New York și nu numai, peste tot în America și la Vegas și la Los Angeles, a fost, Dumnezeu să ierte, Gigi Marga. Da. Exact cum spui și tu. Gigi Marga a cântat până la 80 de ani, 80 și. Și-ar mai fi cântat, dar n-a avut orchestră. Ea nu cânta cum cântăm noi, cu negative, cu... Ea, dacă n-avea o orchestră ca lumea în spate, nu putea cânta. Dar uite ca un alt exemplu, exact cum spui tu. Exact. Sunt oameni foarte dragi nouă, dar și ai telespectatorilor noștri. Și tot am vorbit de iubire, tot am vorbit de piesele dumneavoastră superbe. Următoarea piesă este una și mai... Toate sunt superbe pentru asta mine. Asta e mai sensibilă, e mai de suflet, e mai cu lacrima. Aveți grijă să nu plângeți, să nu plângi, că nu... Nu plâng pentru că vin după dumneavoastră, da. Iar pe dumneavoastră, dragii mei telespectatori, vă rog să nu schimbați postul, să rămâneți alături de mine, că în această dimineață am surprize deosebite, dar până atunci vă mai ofer o piesă de la domnul George Rotaru. Oare ce s-a întâmplat când ai n-ai plecat în lumea mare? Am rămas disperat, am rămas disperat, că tăcut ai plecat în depărtare. Stau de vorbă noapte cu avântul șoapte, în speranța că poate o să te reîntorci. Lacrima drum își face pe obrazul meu în hău. Lacrima arde frige de dorul tău. Lacrima un izvor curgător din ochii mei. Lacrima destinul meu și al tău. Știu ce s-a întâmplat când ai n-ai plecat, când ai n-ai plecat în lumea mare. Dar mai cred în destin, într-un suflet blajin, în iubirea ce moarte nu are. Stau de vorbă în noapte cu avântul șoapte, în speranța că poate o să te reîntorci. Lacrima drum își face pe obrazul meu în hău. Lacrima arde frige de dorul tău. Lacrima un izvor curgător din ochii mei. Lacrima destinul meu și-al tău.
de brațul meu din hău. Lacrima arde frige de dorul tău. Lacrima, un izvor purgător din ochii mei. Lacrima, destinul meu și-al tău. Îmi place tare, tare mult să ascult așa piesele domnului George Rotaru. Sunt superbe. Textele au așa un impact emoțional. Eu de obicei sunt obișnuită, na, sunt la muncă, ascult piese de toate genurile, de toate tipurile și nu rar, destul de des. Însă am anumite piese care cumva le trăiesc. Și cumva ajung mesajul ăla, ajunge fix așa în suflet, nu neapărat că sufăr sau nu neapărat că nu sunt iubită sau doar că transmiteți. Absolut, poate ți se face și pielea. Exact, câteodată, exact, de găină. De găină. Da, da. Asta este menirea noastră, să transmitem ce cântăm publicului, să simtă, să trăiască alături de noi. Dar, momentele și vorbele și melodia și poate că interpretarea, nu? Că și asta sigur e foarte că da, important. Este foarte importantă pentru că așa de descris un mesaj, îl scriem cu toții pe hârtie, dar în momentul în care ai intonația necesară, în momentul în care ai, mai ales în cântec... Lacrima curge pe obrazul meu în hău. Deci, ce poate fi mai... Cine vă scrie textele? Deci, melodia aceasta este scrisă de Ion Istrate din Chișinău. Colaborez cu acest compozitor. Am piese, deci, și Pălăria, care deja a devenit virală pe toate posturile. Este compusă de Ion Istrate și Gheorghe Bălici. A scris versurile, deci... Sunt superbe, dar în momentul în care, nu știu, vă gândiți la o piesă, vă gândiți, aș vrea o piesă de dragoste, sau cum decideți, cum ia naștere ideea? Deci, îi spun așa, eu nu compun, eu n-am acest talent. Mai de curând i-am spus, aș vrea o piesă... Eu nu mai am pe nimeni. N-am mamă, n-am tată, n-am soră, au murit toți, am rămas singur. Am câteva neamuri. Să-mi trăiască neamurile și prietenii. Prietenii la fel să fie alături de mine. Și le-am spus, le vreau asta. Aha. Deci, asta este tema. Următoarea piesă, probabil, care, știu eu, când va veni, poate în toamnă, că dacă plec la mare acum, va fi ceva de gen. Nu știu, eu i-am dat tema. Am înțeles. Cum ai spus tu cu Pălăria, de exemplu, nu? Zic, băi, nu s-a cântat Pălăria. Sau s-o fi cântat, dar așa. Vreau o piesă, uite, despre Pălărie. Și uite ce a ieșit. A ieșit ceva superb, o să vedem imediat în momentele următoare și piesa aceasta superbă, de care eu sunt îndrăgostită. Am făcut și un videoclip, să știi, și lumea poate să... Pălăria mea. Am intitulat-o pe YouTube. Chiar vă rog să îmi dați acolo un like sau știu eu, orice recenzie de-a dumneavoastră, că e bună, că e rea, contează. Uite, băieții de la camere râd așa pe sus. Ei au râs pentru că ei au fost primii care au intrat. Eu, noi am văzut deja exact, clipul. La voi am lansat-o, da. Da, la noi a fost și lansat. Și împreună cu Radu Galfi, cel care a făcut, de exemplu, orchestrația la Dar eu continui să te iubesc. Prieten de-al meu de la Făgăraș. Extraordinară, superbă. Da? Deci, datorită lui, Dar eu continui să te iubesc, a ieșit așa cum a ieșit. El mi-a făcut videoclipul. Face și... Dar eu continui să te iubesc, mă scuzesc că v-am întrerupt. Este de ceva... Are 11-12 ani. Am vrut să vă spun are că eu am crescut pe piesa sigur aceasta că, și are printre ceva, primele da. Mele și îmi place apariții. Că și alți soliști au luat piesa cu mare succes, piesa extraordinară. Și se cântă la evenimente, se la nunți, dar da. Să știți că nimeni nu o cântă cum o cântați dumneavoastră. Eu nu arunc cu complimente. În cinstea asta mai mănânc o prăjitură de la mai... Cu tot dragul!
Ce să fac, sunt și eu om, dar am inima curată și cunosc ce îl ador. Mi se mai încruntă fața câteodată din senin, dar mi-atât de dragă viața și vreau să o trăiesc din plin. Asta-i viața, asta-i soarta, nici o zi nu e ca alta, trec prin toate, nu-i nimic. Când e greu, când e ușor, baie soare, baie nor, eu cobor, eu mă ridic. Asta-i viața, asta-i soarta, nici o zi nu e ca alta, trec prin toate, nu-i nimic. Când e greu, când e ușor, baie soare, baie nor, eu cobor, eu mă ridic. Așa cum mi-aș dori eu, și mă mai vorbește lumea, când de bine, când de rău. De multe ori nu pot face tot ce vreau, tot ce gândesc, dar și așa viața îmi place, am o viață și-o iubesc. Asta-i viața, asta-i soarta, nici o zi nu e ca alta, trec prin toate, nu-i nimic. Când e greu, când e ușor, baie soare, baie nor, eu cobor, eu mă ridic. Asta-i viața, asta-i soarta, nici o zi nu e ca alta, trec prin toate, nu-i nimic. Când e greu, când e ușor, baie soare, baie nor, eu cobor, eu mă ridic. Alta, trec prin toate, nu-i nimic. Când e greu, când e ușor, baie soare, baie nor, eu cobor, eu mă ridic. Asta-i viața, asta-i soarta, nici o zi nu e ca alta, trec prin toate, nu-i nimic. Când e greu, când e ușor, baie soare, baie nor, eu cobor, eu mă ridic. Am revenit din scurta pauză de publicitate, ne-am delectat cu un pic de plăcintă, cu un pic de cafeluță. Suntem încă la jumătatea cănii de cafea, da. Însă mai avem piese de cântat și de oferit telespectatorilor. Nu în ultimul rând, pălăria. Da. Și pentru cuvintele frumoase pe care le-ai spus înainte de pauză, să știi că îți mulțumesc. Într-adevăr, dar eu continui să te iubesc, este o piesă de rezistență. E o piesă care lumea o cere și încă rezistă. Eu am fost la foarte multe nunți și să știți că piesa dumneavoastră eu continui să te iubesc este foarte cerută și cântată și la dansul mirilor și peste la, tot, da. Peste și tot. Îmi place că fiecare o cântă în felul lui, adică eu sigur că da. Și este de apreciat că sunteți un artist ce nu se supără pe colegi când îi cântă piesele. Auzi, și loc este pentru toată lumea și dacă eu am reușit să o pun cel mai bine în valoare și să intre cel mai bine în sufletul oamenilor, asta e mare lucru.
Eu mă bucur tare mult că sunteți așa un artist complet și aveți din de toate și ne oferiți de fiecare dată când veniți energie bună. Și dacă vă aduceți aminte, eu v-am spus când ne-am întâlnit prima dată aici la Dimineți cu Cântec, că pentru televiziunea Etno sunteți un talisman. De fiecare dată când am avut proiecte noi și ați venit, ne-ați ridicat audiența și ne-ați pus așa în topul audiențelor. Și trebuie să vă mulțumim pentru că asta înseamnă foarte mult pentru noi. Telespectatorii chiar vă iubesc și mesajele sunt foarte frumoase. Să știi că și eu vă iubesc pe voi și eu iubesc cei care ne privesc și dragii noștri, stați pe Etno TV, așa cum a spus și Roxana, pentru că în fiecare dimineață, în fiecare zi, în fiecare seară, emisiunile sunt extraordinare. Uite, operatorii sunt, dar și noi ce facem aici? Păi fără ei cine am face, Roxana, nu? Sigur că da, o să vă întrerup să le mulțumesc și colegilor mei, sunt o echipă minunată. Am în spate în această dimineață un producător extraordinar pe Alexandra Drăguț, pe care o pup și o iubesc. Ea a fost și cea care a regizat spectacolul meu de la sala Luceafărul împreună cu George Nucă și le mulțumesc și eu. George, le mulțumesc și Roxana la fel. Alexandra la fel, pentru că a fost alături de mine, alături de acești oameni extra, o echipă, 10 oameni au filmat cu Macaraua, cu tot echipamentul. Pe care îl putem vedea și pe YouTube, pentru că este acum pe YouTube, dacă îl căutați, George Rotaru. Spectacol aniversar, George Rotaru. Un spectacol extraordinar, v-am felicitat și data trecută și o să vă felicit de fiecare dată când am ocazia, pentru că eu știu ce muncă este în spatele unui spectacol de genul pe care dumneavoastră l-ați organizat și a ieșit de senzație. Și vreau să le mulțumesc și tuturor colegilor mei care au fost alături de mine, au venit, a fost cadoul lor pentru aniversarea mea, deci tuturor celor care, lui Raul care a regizat spectacolul, deci toată lumea a fost cu mine în acea seară plină de emoții. Adică 70 de ani și 50 de ani de activitate nu-i facem fiecare zi. Odată. Dacă tot vorbim de emoție, eu vreau să vă mulțumesc că ați poposit în platoul meu în această dimineață și dacă tot sunteți gata cu bagajele, am văzut bagajele sunt în spatele camerelor, sunteți pe picior de plecare, plecăm la mare. Plecăm. Ne vedem la mare. Vă aștept cu mare drag pe tine și pe toată echipa, pe toată lumea. Și Etno pe toți telespectatorii noștri să facă poze cu dumneavoastră, să îmi trimită mie selfie-uri, să văd așa, cum este. Să, deci la mare, vă spun încă o dată, dacă mergeți prin Venus, prin centru pe acolo, vedeți un mare afiș cu nume importante. Ce să mai, invitația este făcută, dragilor, dacă ajungeți la mare, îl căutați pe domnul George Rotaru, faceți un filmuleț, o poză, îmi trimiteți la matinal să mai îmi treacă așa de dor și de inimă albastră, dar până plecați la mare, până și ia domnul George Rotaru pălăria din cuiul nostru, în această dimineață, dacă tot am vorbit de pălărie, se răsucește pălăria și ajunge în casele dumneavoastră George Rotaru cu pălăria mea. Hey! Mă visam odată când copil eram să iubesc o fată care una doar să am. Tata pălărie însă nu-mi lua, rabdă-mă-i copile tu, vine vremea ta, rabdă-mă-i copile tu, vine vremea ta. Pălărie, pălărie, pălăria mea, la nevoi și bucurie, pălăria mea, tu mi-ești foarte devotată, pălăria mea. Trec pe la o fată, tu știi atât cea. Când mai trec pe la o fată, tu știi atât cea. Azi cu pălăria eu mă fudulesc.
mie și soția dragă, ce mult o iubesc. Avele în comună, toate la un loc. Spun că este foarte bună de aruncat pe foc. Spun că este foarte bună de aruncat pe foc. Pălărie, pălărie, pălăria mea, la nevoi și bucurie, pălăria mea. Tu mi-ești foarte devotată, pălăria mea. Când mai trec pe la o fată, tu știi atâția. Când mai trec pe la o fată, tu știi atâția. Doamne, nimănui, dar știu, babele, la cine o mai pun în cui. Nu vă pară șadă că orice ar fi, fără pălăria dragă, zău că aș muri. Fără pălăria dragă, zău că aș muri. Pălărie, pălărie, pălăria mea, la nevoi și bucurie, pălăria mea. Foarte devotată, pălăria mea. Când mai trec pe la o fată, tu știi atâția. Când mai trec pe la o fată, tu știi atâția. Câte vreme aia, vezi și nouă pălăria, pălăria ta, că ne-aduce bucuria, care-i dragostea, că ne-aduce bucuria, care-i dragostea. Dragii mei, vara aceasta este plină de evenimente. Am aflat, domnul George Rotaru a plecat la mare. Între timp eu v-am oferit un videoclip superb al lui Viorel Strâmbeanu. Asta e viața, asta e soarta, exact așa cum se și întâmplă, vedeți? Eu la muncă, domnul George Rotaru pleacă la mare, asta e viața, asta e soarta, că bine a zis melodia. Și pentru că rămânem așa într-un cadru familiar restrâns, să știți că nunta fiicei doamnei Elena a avut loc sâmbătă și așa cum ne-a promis săptămâna trecută, doamna s-a întors la noi în platou cu povești frumoase de la nuntă, cu câteva imagini pe care dumneavoastră o să le vedeți imediat pe ecran. Bună dimineața, doamna Elena, și bine ați revenit oficial, soacră mică! Bună dimineața, bine v-am regăsit? Da, soacră mică. Cu acte în regulă. Cu acte în regulă. Ați înmatriculat fata pe numele băiatului. Da, da, da. S-a întâmplat ce trebuia să se întâmple. Da, a fost, totul a fost frumos. Darul a fost de asemenea mulțumitor. Frumos. Mulțumitor. Mulțumitor din partea soacrei. Cum a fost ginerele mulțumit? El tot timpul zice că e mulțumit. A, nu este un ginere din acela să zică nu, că nu. Nu este pretențios. Nu este. Nu. Atunci este Dar perfect. Am văzut că mustăcea. Mustăcea așa un pic. Să știți că nu mustăcea din cauza darului. Cred că era foarte obosit. Nu, no, că emoționat, am ținut petrecerea. La ce floare a luat. Cum să nu ai emoții. La ce fată frumoasă aveți. Felicitări, a fost o petrecere minunată. Mulțumesc. Am văzut că ați cântat foarte, foarte frumos. Dar știți ce n-am văzut eu? I-ați cântat I-ați mireasă ziua bună fetei. Ați reușit să cântați? Nu. Nu? Nu i-am cântat pentru că am fost foarte emoționată, adică nu... Nu? Dar când o îmbrăca, l-a îmbrăcat, când ați pus voalul și așa, ați plâns, de acolo nu ne-ați dat imagini și de asta vreau să întreb, că i-am văzut doar de la petrecere. Nu, nu am plâns, dar am fost un pic
mai pretențioasă, nu e bine aia, nu, floarea nu stă așa. Nu... Deci până la urmă tot o soacră care comentează, că da. Nu comentează în fața ginerului, a comentat în fața miresei. Doamna Elena, am stabilit că nu comentăm, nu așa m-ați învățat? La ginere, dar la fate... E altă treabă. Da. Am înțeles, am înțeles. Odată ești mireasă, nu? Da, într-adevăr așa este, așa ar trebui, de fapt, da. Odată în viață să fii mireasă, acum că se nimerește și de două, trei ori, ce asta să mai... Este. Știu că aveți și o piesă cu eu, astăzi sunt soacră mică. Da, foarte încântat ginerele meu. Foarte încântat ginerele. Da. Și fata? Și fata, dar el e... El e în cel text care... este exact cam ginere frumos și fălos. Și chiar este. Ați compus piesa când a cunoscut nu, fata? Nu, a fost o întâmplare, coincidența a fost. Am înțeles. Păi facem așa. Vedem despre ce este vorba în piesă. Dumneavoastră ne-o cântați în această dimineață. Da. Iar între timp, telespectatorii mei, o să vă rog pe dumneavoastră să mergeți să ne oferiți piesa. Iar pe dumneavoastră vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. Surprizele mele nu s-au terminat și am o grămadă de artiști frumoși ce vor veni aici în dimineața aceasta pe Canavea. Până atunci, haideți să ascultăm cum se treaba cu ginerele, cu soacrele, cu doamna Elena. Dragii mei, vă mulțumesc tare, tare mult de mesajele acelea frumoase. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și că îmi trimiteți mesaje și despre doamna Elena, că urați ficei casă de piatră. Ce să mai este...
Este minunat să fii soacră mică, soacră mare, să ai evenimente din acestea frumoase. Doamna Elena, petrecerea s-a terminat. Când plecăm la Londra? Mâine. Mâine plecăm la Londra? S-a terminat vacanța? S-a terminat vacanța. Cred că o să revin la sfârșitul lunii iulie sau august. Început de august. Da. Aveți spectacole la Londra? Sunt câteva, mai am câteva evenimente, dar eu totuși trebuie să mă limitez în limita programului de la serviciu. Am înțeles, sunteți condiționată de program și atunci... Deci când sunt contactată și știu data, urmăresc programul de la muncă și... Dragii mei, că tot am spus de site-urile de socializare, o să vă invit să intrați așa pe pagina de Facebook Etno, să ne lăsați gândurile dumneavoastră frumoase și să ne spuneți dacă sunteți plăcut surprinși de surprizele pe care noi le-am pregătit. Să nu uitați că în fiecare sâmbătă seară, începând cu orele 20, împreună cu Florin Grigore, vă aștept la Cui îi place voia bună, sărbătorim în fiecare weekend pe câte un artist așa ales pe sprânceană, câte o doamnă, cât un domn, în funcție de cum își sărbătoresc zilele. Am pregătit și în această sâmbătă o ediție extraordinară. Trebuie neapărat să stați cu ochii pe noi, dar până atunci mai avem și alte ediții minunate. Seară românească cu Georgel Nucă în fiecare seară de la ora 19. Să știți că și Georgel are ediții deosebit de frumoase, ediții de colecție, are invitați deosebiți. Ce să mai... Toate emisiunile de la Etno sunt așa gândite și făcute ca dumneavoastră să vă bucurați de ele și să ne apreciați în continuare, să fiți alături de noi, pentru că fără dumneavoastră noi nu am reușit. Doamna Elena, că tot sunteți așa pe grabă și sunteți cu bagajele, eu, invitații mei sunt toți pe picior de plecare. Unul la mare, unul în Anglia, a venit vara, ne plimbăm, numai eu împreună cu colegii mei suntem aici în fiecare dimineață și încercăm să le oferim telespectatorilor un pic de vacanță muzicală. O să încep să spun dimineața, o să vă rog să ne oferiți încă o piesă superbă. Dacă nu greșesc, următoarea piesă este de dragoste. Știu că am numai o viață. Are cumva și dragoste. Și dragoste și viața trebuie trăită. Deci păcat că la tinerețe nu ne dăm seama și nu ne... Și nu prețuim. Da. Dar acum dumneavoastră o să vă rog să ne cântați următoarea piesă. Dragilor, pe dumneavoastră vă invit să rămâneți alături de noi pentru că avem surprize muzicale. Cu cea mai mare plăcere. Așadar, în fiecare dimineață de la 9 la 11, aici la Dimineți cu Cântec, Roxana Birică vă aduce cele mai frumoase piese. Să-mi ia fum, pun pe masă băutură și-mi trăiesc.
viața din plin. Vreau lăutarii să-mi cânte, astăzi pe untea mea. Viața merge mai înainte, dar eu nu mă las de ea. Un pahar de băutură inimioara ți-o desleci, ce iubești și bagi în gură, în viață cu atât de cine că-i prea tare muzica. Mai bine vino la mine, că amândoi ne-am împăca. Am un vin dulce și rece, hai să cuși măcar un pic, să nu uiți că viața trece și din ea nu luăm nimic. Vreau lăutarii să-mi cânte, astăzi beau în curtea mea. Viața merge mai înainte, dar eu nu mă las de ea. Un pahar de băutură inimioara ți-o desleci, ce iubești și faci în gură, în viață cu atât de ascult lumea rea, că nu-mi știe inima. Am cântat și o să mai cânt, cât o foșni frunza-n vânt. Oi cânta cât oi trăi, dororile inimii. Cântecul și dragostea mi-au ținut tinerețea. Cântecul îmi dă speranță, dor și dragoste de viață. Mă știu pe pământ, mi-a plăcut lume să cânt. Am cântat și-o-i mai cânta, că mi-a fost dragă viața. Viața nu-i numai plăcere, nu e doar lapte și miere. Când mi-e greu, când mi-e ușor, cântecul mi-e ajutor. Cântecul și dragostea mi-au ținut tinerețea. Cântecul îmi dă speranță, dor și dragoste de viață. Nu mai sunt în floarea vieții, nu am ani tinereții, dar nu sunt deloc bătrână, acum am lumea pe mână. Acum mi-e drag să trăiesc, să petrec și să iubesc. Nu mă las, nu mă lăsa, când mi-o bate inima. Cântecul și dragostea mi-au ținut tinerețea. Cântecul îmi dă speranță, dor și dragoste de viață. Foarte frumos, foarte antrenant, așa v-am spus că în această dimineață avem piese frumoase, avem piese deosebite, trecem așa prin toate stilurile muzicale. Doamna Elena, vă mulțumesc frumos, mi-ați oferit așa piese de suflet și de iubire și de dușmani și de toate cele. Cântați așa, din de toate. Da, mulțumesc pentru texte doamnei Filuța Bogdan, orchestrație domnul Dorel Toncea, și mai am câteva piese care încă nu le-am imprimat. Când lansăm albumul? Nu știu. Curând. Curând, că tot am zis de și anul piesele trecut. Le vom imprima anul acesta? Da, cu siguranță. Da, cu siguranță, da. Și veniți la noi la Dimineți cu Cântec să le oferim telespectatorilor. Normal. În prima audiție. După aia, la cui îi place voia bună, sâmbătă de la ora 20, facem și lansarea albumului oficială. Invităm prietenii, cântăm, ne distrăm, ce să mai facem, da, așa? Da, majoritatea pieselor care în prima audiție fiind noi,
la Etno le-am... Ce frumos! Mă bucur tare mult că ne alegeți și facem parte din preferințele dumneavoastră, din familia dumneavoastră până la urmă. Da, da. Dragii mei, vă spun în fiecare dimineață tot ce este frumos, repede, repede trece, așa cum a trecut și dimineața aici la Dimineție cu Cântec, cu Roxana Birică. Mă uit așa la ceas, ne-am apropiat de final. Vreau să vă mulțumesc din suflet, să aveți drum bun. Mulțumesc. Oficial, doamna soacră mică, să fiți sănătoasă, vă iubesc și vă mulțumesc. Mulțumesc încă o dată că ați poposit la noi. Dragii mei, pe dumneavoastră vă invit și mâine dimineață, tot de la aceeași oră, de la 9 la 11. Mâine vă promit că am surprize și mai frumoase. Dragii mei, ca în fiecare dimineață, am așa invitați foarte, foarte dragi sufletului meu și să știți că în această dimineață am mai mult decât o invitată, am o prietenă, am o soră, deși mama nu a mai avut copii, eu pe următoarea mea invitată o consider așa ca pe sora mea, iar pe mama ei o consider chiar o mătușă. Mamele noastre sunt prietene, noi ne iubim așa foarte mult, deși timpul nu ne permite să petrecem mult timp împreună sau să vorbim. Invitata mea, pe care o să o salut în această dimineață și să-i spun bună dimineața, Miruna. Este... Bună dimineața, Roxy, mulțumesc mult rău de tot pentru invitație. Eu mă bucur că am ajuns și eu așa, să, cumva să merg pe urmele mamei mele. Și am ajuns, uite, la Etno TV, un lucru pe care nu l-aș fi preconizat neapărat în viața mea. Eu, de obicei, cânt alte genuri muzicale care nu s-au potrivit neapărat cu contextele emisiunilor ăstora, doar că de data asta am venit aici și simt așa că am pășit peste zona mea de confort, dar într-un fel îmi place rău de tot, pentru că oricum am învățat tot ce e de învățat de la mama mea, deci nu dacă sunt chiar nefamiliară. Dacă tot ai spus de mama ta, o să te rog să le spui telespectatorilor, să o prezinți tu pe mama ta, cine este, cum se numește și a cui fică ești până la urmă, cum se zice la sat, a cui ești tu, mamă? Exact. Și înainte de asta vreau încă o secundă să zic că mi-a plăcut rău de tot introducerea ta. Că suntem surori, că mamele noastre se înțeleg atât de bine, mi se pare că este atât de frumos ca în viață așa să găsești lângă tine oameni cu care chiar să rezonezi și oameni care aparent nu sunt din familia ta și pe care să-i faci familie ulterior. Mama mea se înțelege foarte bine cu mama Roxanei. Este interpretă de muzică populară. Cântă de când era mică. Este o dulceață de femeie, este sufletul meu, îngerul meu păzitor aici pe pământ, așa îi zic eu. Tot ce am învățat în viața asta a fost de la mama mea, pentru că, din păcate, când eram mică, tatăl meu a părăsit această lume, doar că eu am rămas cu mama, iar ea a fost unicul meu ghid în viață. A fost până... și mamă și tată. Da, și mamă și tată a fost tot pentru mine. Și nu te emoționa, că eu... nu te emoționa, te rog. Da, am depășit momentul pentru că s-a întâmplat acum mult timp treaba asta și cumva am încercat să, știți cum se zice, să trăiesc cu ideea asta, adică m-am conformat situației și am rămas cu mama, care este, exact cum am zis, îngerul meu opozitor, cântă de când era mică, eu cânt de când era mică pentru că am urmat pașii ei și acum suntem, pe lângă mamă și fiică, cele mai bune prietene. Ceea ce este minunat și dacă ai prezentat-o atât de frumos, o să le spui și cum se numește, i-am ținut de spune. Da, corect! E mama. Corect, ai dreptate. Gabriela Manole Diaconescu și sunt sigură că foarte mulți dintre ascultătorii Etno o cunosc, pentru că are foarte multe piese și apare în continuu aici la Etno TV. Da, are câteva piese frumoase și, adică foarte multe piese frumoase pe care eu la un moment dat în viața asta îmi doresc să le reinterpretez. Chiar îmi doresc să fac chestia asta, mi se pare că e un tezaur. Și dacă tot am vorbit despre mama ta și despre modelul tău în viață, pentru că până la urmă ea a fost modelul tău în viață, să ne spui așa un pic despre pașii pe care tu i-ai urmat. Ai văzut acasă pe mama care cânta și mergea la evenimente, la nunți, era în domeniul ăsta artistic și așa. Tu acum ce gen abordezi de muzică sau ce simți tu că ți se potrivește cel mai bine? O să o iau așa cu începutul. Mama mea, când eu m-am născut, ea cu o seară înainte cânta la nunți. Era la nuntă. Cânta, iar eu eram cu ea în burtă și probabil habar n-am. Cred că dansam acolo la ea în burtică. Muzica a venit așa pentru mine foarte natural în viața asta, pentru că am crescut cu ea și am văzut
și-am auzit muzică și am auzit cum vorbea ea despre muzică, ceea ce a făcut imposibil să nu urmez acest drum. Din păcate, eu de când am fost mică nu prea am urmat așa muzica populară. Eu eram mai mult pe ceea ce este internațional, muzica internațională. Îi spuneam mamei mele, mamă, eu nu vreau să cânt muzică populară, eu vreau ceva așa mai pe muzică pop. Mai... Și ea mi-a zis, ascultă bine la mine că într-o zi o să faci ca mine. O să vezi tu că o să fie bine. Și atunci am început evenimentele la un moment dat în viața asta, undeva pe la 16 ani am început să cânt la evenimente. Și bineînțeles că la evenimente oamenii nu vor să asculte doar muzică ușoară. Și atunci am descoperit eu că ar fi bine să învăț să cânt și muzică populară ca să pot să am de oferit mai multe chestii oamenilor, pentru că nu mi-a plăcut niciodată să fiu doar așa unilaterală. Și am zis, ok, atunci gata, trebuie să mă readaptez. Cânt și muzică populară, cânt și manele, cânt de toate, pentru că am descoperit că îmi place foarte mult muzica de toate tipurile. Și până la urmă, un artist adevărat asta face, trece exact, din toate stilurile, în toate genurile și îmbină exact tot ce îi se cere, mai ales la evenimente, până la urmă trebuie cumva să mulțumești pe toată lumea, dacă nu pe toată lumea, corect, pe majoritatea. Corect. Că majoritatea decide. Și sufletul meu e cel mai împăcat atunci când văd că omul ăla s-a distrat, s-a distrat, dansează și cu asta. Exact, exact. Deci eu când văd femeile la final de nuntă că nu mai au tocuri în picioare, atunci zic, ok, gata, mi-am făcut treaba. Și pentru că știu că tu ești foarte modestă și nu atingi subiectele astea, o să le spun eu telespectatorilor că ai terminat facultatea da cu 10. Am terminat cu, mai nu chiar cu 10. Acum, ne spui hai și să... ce facultate, să nu greșesc da, eu. Nu chiar cu 10, dar oricum cu o medie aproape de 10, de perfecțiune, ca să zic așa. Am terminat conservatorul aici în București, Facultatea de Muzică, Pedagogie și Compoziție, Facultatea de Muzicologie, Compoziție și Pedagogie Muzicală. Acum un an am terminat facultatea, ciclu de licență. Și acum ce faci? Ce proiecte ai? Acum sunt plină de, cum să zic eu, plină de proiecte. Intenția de a munci. Asta, mă, munci în domeniul muzical, fac piese în continuu. Eu sunt acum într-o echipă tare frumoasă de oameni care muncesc în fiecare zi și nu se lasă, scoatem piese și cea ești mai fericită și sunt. Să știi că am atins și chestia asta. Da, am atins și acest subiect și această parte a mea. Am compus câteva piese, bineînțeles, încă ne nu sunt la un nivel foarte cu mare. Cine lucrezi, da, exact, păi acum urma să vorbesc. Eu împreună cu Omar, cu logodnicul meu, facem echipă minunată. El, probabil, nu știu, mulți dintre oameni îl cunosc de când era mic, de când a participat la Nextar, Omar Arnăut. Și alături de el am început să compun muzică, să facem muzică împreună, să dezvoltăm latura asta a noastră de compozitori. Bineînțeles, el făcea asta de foarte mult timp, iar eu am învățat pe parcurs de la el. Adică a ce fost frumos un model foarte, foarte bun pentru mine. Eu până acum am fost doar performă. Ai învățat să cânti și în arabă? Am învățat! Ce crezi? Da, chiar am ia învățat. Ia cântă-ne și nu da? Așa, live bun ceva. Ce știi hai cu să în arabă? Vă cânt ceva în arabă. Ia tap, tap. Wadala ya ulla nathghayr thali anazal awalla ma hu kulli hamu sayarti ya tap tap u wadala ya wazay ulla nathghayr thali anazal awalla ma hu kulli hamu sayarti. Chiar râdeam că am făcut un TikTok atât de viral pe piesa asta, Roxana. Cred că a făcut vreo aproape 4 da milioane de vizualizări fix pe piesa asta și am zis, bă, oameni buni, m-a învățat socrul meu, așa zic eu, să cânt în arabă. Așa că ia auziți aici cum ce cânt frumos o româncă în arabă. Da. Ce frumos, da, să ne spui și ce ai cântat, cum s-ar traduce piesa aceea, că sună de dragoste. De tradus dar... motamo. Nu motamo, dar e ideea. Dar e de dragoste, adică e de bine, e de dragoste, e de frumusețe, vorbește despre dragostea dintr-o femeie și un bărbat. Ceva clișei, oricum. Am înțeles da despre iubire, eu iubire le vorbesc telespectatorilor mei să știm fiecare dimineață mereu, despre da dragoste, despre iubire și atunci, cumva, în orice limba ai cânta, dragostea răsună la corect fel. Adică ai simțit, și ai simțit că a fost de știi, dragoste. Am simțit de dragoste și să da știi că am mai văzut eu așa pe
pe internet, că tu postezi, ești foarte activă pe site-urile de socializare și pe Instagram și pe TikTok și pe Facebook te pot găsi telespectatorii Miruna Diaconescu. Da. Ai foarte mulți urmăritori, felicitări pentru toată munca depusă. Da, chiar e o muncă. Și am văzut așa că ai proiecte noi de muzică ușoară. Exact, exact. Deci ce ziceam eu, cu Omar formăm o echipă frumoasă, doar că suntem în cadrul unei echipe mult mai mari, lucrăm cu oameni mult mai mulți și suntem în cadrul echipei lui Alex Velea, adică cu siguranță toată lumea îl știe, el este mentorul nostru, ca să zicem așa, și el se ocupă, el și echipa lui, împreună cu alți oameni din industria muzicală, alte case de discuri, s-au împreunat cumva și se ocupă de proiectele noastre, și separat și împreună. Acum, într-adevăr, scot piese. Eu deja am scos câteva piese care, după părerea mea, au făcut o figură foarte bună pe internet. Una dintre ele e Alo Falo. Și nu știu dacă... cânta, pentru că, să știi că ultima oară când ai fost la Cui îi place voia bună, am avut așa mulți copii în platou și ne-am distrat cu toți. Chiar și a fost așa un moment frumos și vreau să le ofer și telespectatorilor două secunde așa. Bun, două secunde așa. Probabil, nu știu dacă ați auzit-o, oameni buni. A cântat și mama. Da, trecută cu a cântat și mama. Păi am, cum se zice, am convertit-o și pe ea la muzica asta, gen trapanele care există acum, că exact asta este o trapanea. Și sună cam așa, ia uzi. Alo, 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 da, mă sună viitorul să-mi dea follow. Da, alo, 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 mă sună viitorul să-mi dea follow. Cam așa frumos, e refrenul. Foarte frumos. Băi, a fost hit pe internet. Eu m-am bucurat enorm de mult de chestia asta, pentru că eu nu m-am așteptat chiar așa, adică oamenii au primit-o super bine. Bine, și piesa este bună, adică este în ton cu ceea ce ascultă tineretul acum. Eu am vrut să te sun la un moment dat, eram foarte convinsă, fii mea a 3 ani jumate, fan înrăit Miruna, știi, după poze corect, și așa. Da, și am vrut să vă sun să vă zic alo, domnișoara Miruna, domnul Alex Velea, haideți un pic să vedem ce facem pe o trapmanea și cu Are mama o fetiță sau băi, ceva, că astea nu le învățăm, în schimb, alo, follow și astea cu de la așa, imediat le prindem. Și dacă putem să încercăm ceva, vă rog, din suflet, măcar un TikTok, să încercăm un colaj, un ceva cu muzică de copii. Da, muzică de copii, că mergem la grădiniță și doamna educatoare nu ne crede când spunem că am încercat să învățăm Are mama o fetiță, că fiimea e alo, 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 follow. Și atunci zic, băi, trebuie neapărat să o sun pe Miruna și să o rog. Roxy, dar și mie mi se pare super tare. Deci am primit mesaje de la oameni pe care îi cunosc și au copii mici și mi-au zis că au și tu la grădiniță, nu mai știu în ce context, erbare, habar n-am, au cântat Alo Falo și eu mă gândeam, doamne, chiar așa s-a schimbat repertoriul la copii? Da, da, și să știi că vreau să te felicit pentru că ai rămas aceeași Miruna pe care eu o cunosc de foarte mulți ani. Mulțumesc. Nu te-a schimbat cu nimic viralitatea pe care ai câștigat-o și succesul ăsta, pentru că pe foarte mulți să știi că îi schimbă, dar tu ai rămas la fel de frumoasă și de curată, inocentă. Știi ce vreau să zic și de ce eu cred că e așa? Știi ce cred că este așa cu oamenii ăștia pe care îi schimbă viralitatea? Pentru că probabil s-au bucurat de un succes prea dintr-o dată. Mă gândesc. Sunt mulți oameni care peste noapte ajung foarte cunoscuți, nu mai știu cum să facă față cererilor, ofertelor, tuturor chestiilor ăstora, oamenii care vin spre ei în continuu, fani mulți dintr-o dată și probabil că asta e o chestie care cumva îi face să se schimbă. Pe când dacă muncești constant de când ești mic și ajungi așa ușor, 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 cu pași foarte mărunți, cumva nu te mai ia neapărat prin surprindere succesul. Dacă a făcut piesa, că acum eu nu pot să-l numesc, eu am nu știu ce succes, doar că într-adevăr piesa Alo Falo a fost un succes și într-adevăr oamenii o recunosc. Dar a faptul că a durat mult timp și am trecut și prin chestii grele și nu au mers lucrurile așa cum am sperat eu dintotdeauna, tocmai chestia asta m-a făcut că atunci când am văzut că începe să prindă, să nu mi se mai pară așa neapărat o chestie wow, ci pentru că cumva mereu așteptam, ia să vă, poate totuși, nu știu, poate nu merge așa, dar poate merge, dar poate nu merge. Adică... Și că tot am vorbit de succes. Planul e vara asta, concerte, spectacole, unde te găsim? Da, în continuu, cânt la evenimente. Eu am trupa mea, trupa DMs, așa se cheamă, dar nu e de la Miruna M.U., ăla e de la habar n-am. A sunat bine și pe șeful trupei, ca să zic așa, cel care se ocupă de absolut orice în trupa asta, cheamă Mișu, deci acolo cumva a pornit.
Da. Cu trupa mea cântăm la nunți, la evenimente în continuu. Avem vara plină. Sunt tare fericită și mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi că îmi dă oportunitatea să fac chestia asta și să, exact cum am zis și la început, să calc pe urmele mamei mele, că mereu mi-am dorit să am weekendurile pline, să nu mai știu de mine, adică să mă duc să cânt și să fac bani până la urmă, că asta e ideea, și să mă simt bine. Și cu băieții ăștia și cu oamenii ăștia cu care sunt eu acum în trupă, mă înțeleg extraordinar. Deci e mare lucru. Da, n-am văzut în viața mea, n-am fost în viața mea într-un context de stat cu niște oameni în care să mă înțeleg în felul ăsta de bine. Și respect reciproc și iubire, și suntem ca o familie. Așa că, dragii mei, cine dorește să ne aibă la evenimentul lui, vă așteptăm cu mesaj pe Instagram, dacă nu la mine pe profil Miruna Diaconescu, pe profilul trupei, trupa DM. Și mai e un pic mai complicat așa de înțeles inițial, că chiar vorbeam cu colegul meu, poate ar trebui să DM în engleză, DM. Ideea e că oamenii înțeleg mai greu și înțeleg chestia asta și am zis, Mișo, hai să schimbăm numele la trupă, că nu ești, nu mai găsești pe lumea. O căutăm pe Miruna și găsim și trupa. Exact. Și atunci, dar pleci la mare vara asta, pleci în concediu, ai timp și de vacanță vara aceasta? Am timp de vacanță. Mi-am găsit cumva în timpul săptămânii, pentru că nu se întâmplă nimic neapărat, am găsit, o să plecăm în Arabia Saudită. Eu cu familia mea, da, gen, abia aștept să plecăm acolo, o să vizităm mai multe orașe. Merge și mama? Mama nu merge. Nu merge, dar este și a fost o vacanță planificată mai mult între ăștia copiii părinților, și frații lui Omar. Plecăm cu frații lui Omar și cu soțiile bine, lor. Bine, de plecat în vacanță. Dar și cu mama o să plec, adică. Câți sunteți la număr în vacanță? Frații lui Omar cu... 6. Cu... Deci Omar are, sunt 3 frați și fiecare are soția, aleasa lui. Soția, după, dacă tot am zis de Omar și dacă tot ai spus de logodnicul meu, urmează și întrebarea de foc, pe când nunta? O, Doamne, chiar aș vrea să știu. Momentan n-am pus nimic la cale, dar ne gândim la chestia asta. Vă dați seama că vrem să facem o nuntă. Nu așa orice fel de nuntă. Păi nici n-ai cum orice fel de nuntă, cu o moldoveancă și un arab. O să iasă ceva extraordinar. Adică lumea, nu știu dacă știe lumea, dar arabii când fac nunți, adică iese cu... Ce țin moldovenii 3 zile? Da, să vedeți cum e la arabi. Da. Eu zic așa, știu că ai pregătit un colaj extraordinar de frumos. Nu este genul tău pe care îl abordezi de zi cu zi, însă pentru noi este făcut special acest colaj. Exact. Și știu că este dedicat mamei tale. Da, normal, mamei mele, care abia așteaptă să mă asculte la Etno TV, abia așteaptă să mă vadă în contextul atunci ăsta aici. Atunci te invit pe tine să cânti pe doamna mulțumesc Gabriela mult. Să îi spun că o îmbrățișez, o iubesc și că îi mulțumesc că a crescut asemenea fetiță. Noi de fiecare dată când ne întâlnim, așa încercăm să creăm momente frumoase și atmosferă până la urmă, pentru că Miruna cu asta se ocupă. Eu încă nu, am spus că încă fac vocalize și așa? Dacă mă apuc de cântat, da, păi e la fel. Măi, te aștept la mine, că eu m-am apucat de lecții de canto cu copii. Perfect! Bine, și tu, dacă zici că n-ai mai așa, n-ai mai cocheta cu asta, ești exact ca un copil acum. Înveți foarte multe și absorbi exact așa ca un burete, așa că te aștept la mine. Facem amândouă vocalize, Roxana, să vezi ce... Facem vocalize și le surprindem pe mama mea, pe mama ta, telespectatorii, pentru că nu știu cum stau cu vocea. Colegii mei îmi spun că am o voce extraordinar de frumoasă. Cred că se aude așa entuziasmul, mai ales din regie. Sunt toți, Roxana, te rugăm! Mai, dar acum, sincer, tu nu moștenești, adică, talentul de la mama ta? Nu știu. Nu știi? N-ai descoperit? Sunt sigură că Miriam moștenește talentul. Nu știu eu, nu am descoperit. Sincer, nici n-am încercat. De ce să mințim poporul cu televizorul? Dar sunt sigură că trebuie să găsesc acolo ceva dacă... Măi, ceva trebuie să fie, îți dai seama. Sau măcar urechea muzicală, că aia sigur există, mă gândesc. Că tot vorbim de mame, uite așa pe final, eu îmi doresc tare mult să le facem o dedicație mamelor noastre. Da. Și pentru că eu nu am făcut încă vocalize, o să te rog pe tine să te gândești la o strofă pe care noi le dedicăm tuturor mamelor până la urmă. Exact. Și mama mea, mama Roxanei, tuturor mamelor le dedic fix strofa asta. Foarte frumoasă. E un cântec pe care toată lumea îl știe, tocmai de aia l-am ales, ca să-l simțiți așa în sufletul vostru. Ia uzi. Mulțumesc, iubită mamă, steaua mea din zorii de zi. Fără tine mi-este teamă,
că planeta s-ar răci. Fără tine mi-este teamă că planeta s-ar răci. Asta e pentru mamele noastre și data viitoare să știi că când mă mai inviți aici o să o cânt pe toată. Chiar că merită. Merită, tu ai dreptate. Uite, nici nu m-am gândit la chestia asta. Ar fi fost tare să vin cu o melodie de asta, dar uite că am cântat-o live acum. Și data viitoare venim și cu mamele în platou. Da. Tu cu a ta, eu neapărat. Cu a mea și facem așa o întregire de familie. Dragii mei, nu am ce să vă mai spun. Am încheiat dimineața. Am început dimineața cu energie, am continuat-o, dar acum am avut un moment foarte sensibil. Sper din suflet să vă iubiți mamele, să vă iubiți părinții, să fiți alături de ei cât sunt în viață și să-i prețuiți, pentru că noi suntem copii atâta timp cât ne trăiesc părinții. Eu vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine în această dimineață, că v-ați băut cafeaua cu mine, că ne-ați trimis mesajele acelea frumoase. O să vă invit să rămâneți în continuare alături de Etno, pentru că urmează emisiuni superbe. Noi însă ne revedem mâine, tot aici, la Dimineți cu Cântec, cu Roxana Birică, începând cu ora 9. Vă pup, vă îmbrățișez și ne vedem. Eu vă pup și îți mulțumesc din suflet pentru invitație încă o dată. Mua, dragii mei, vă așteptăm pe platformele de social. Realizare. Când se duce luna la culcare, cine stă și bea prin cărciumioare, și în fiecare dimineață cine stă cu felinarul în brațe, este Ionel, bate norocul, care bea acasă și nece focul, focul care-i frige inimioara, fiindcă nu-l iubește. Am iubit, nu se mai